Să plecați așa dezarmați, precum a reușit să vă facă discursul prietenului Sorin, care nu cu răutate a vorbit, ci cu luciditate. Da, lucrurile stau așa pe cum le zugrăvește el și cam astfel ies și rez și din cartea mea. Doar că pe lângă ajutorul lui Dumnezeu, fără de care nimic nu putem face, ce propun eu în carte este să ne cultivăm o atitudine care izvorăște din asimilarea profundă a unor valori. Tu nu poți să vorbești în mod convingător despre credință, despre familie, despre națiune, dacă nu crezi în ele. Nu poți să aperi libertatea și nici nu o faci, cel puțin te folosești de o prefăcătorie luându-i așa zis apărarea, dar țindind mai degrabă să o îngrădești. Trebuie să crezi în ceva ca să poți acționa. Fără o credință tare, pur și simplu suntem niște moluște, suntem niște bieți supraviețuitori. Ori eu nu pot să mă bag cu ideea că generația mea până oară, și mă refer aici strict cronologic, a celor născuți în preajma anilor 70, suntem niște oameni neputincioși, niște oameni care nu vrem nimic de la noi înșine, în primul rând, și nu vrem nimic pentru neamul nostru, pentru țara asta în care trăim, că nu vrem nimic altceva decât să trăim bine, să ne îmbuibăm, să ne asigurăm spatele și să murim fericiți. Adică mulțumiți. Adică cu burțile pline, și cu gândul că ne-am asigurat cumva copiii. Cred că suntem capabili de mai mult de atât. Avem instrumentele cu care să o facem. O mișcare ca aceea pe care o dorește nu doar Sorin, ci eu aș întrebi să spun chiar o întreagă elită conservatoare, că există o astfel de elită conservatoare, chiar dacă ea nu este închegată ca tare. Sunt aici câțiva oameni pe care îi știu și fac parte din această elită. Că noi nu avem o lucrare împreună, e adevărat. Dar fiecare, în dreptul lui, face ceva în sensul credinței acestei elite conservatoare. Și nu-i puțin lucru. Sigur că da, ar fi extraordinar dacă am face împreună. Pentru că atunci am avea cu adevărat succes. Revenind, o astfel de mișcare e pe cale să se nască. Ea, de fapt, mustește undeva și mi-am venit în gând, de asta am făcut această pauză, un titlu colosal de carte a unui mare naționalist român, Mustul care fierbe. Mustește pe undeva de la începutul anilor 90. Nu întâmplător, eu cred că există o punte nevăzută între acea generație a celor care au făcut Revoluția și generația de astăzi, parte din generația nouă de astăzi, încă o dată. Că nici la Revoluție n-au ieșit toți din generația tânără de la acea vreme. Și nici celelalte mari acte istorice întâmplate la Meridian Românesc n-au fost făcute de largi majorități, ci tot de grupuri alese de mici elite care au mișcat, pur și simplu, mulțimile și care au reușit să facă istorie într-adevăr. Avem și noi șansa noastră să nu ne îndoim de asta. Cred că în zilele acestea
apar și instrumentele concrete politice, dar despre care nu mi-am propus să vorbesc astăzi, pentru că nu am vrut să pară că... Nu am vrut să pară și nici să fie o propagandă politică. Am vrut să vorbesc despre ceea ce am gândit eu înainte să gândesc că voi acționa vreodată printr-un partid politic. Ceea ce astăzi se întâmplă să fac, de foarte puțin timp. Eu gândeam lucrurile astea pentru că îmi doream ca ele să stea, cum am spus, la temelia unei acțiuni a generației mele. Și ele parcă astăzi stau și că reușesc să închege o generație. La cum mă uit că se dezvoltă mișcarea inițiată de George Simion, am toate speranțele că se întâmplă ceea ce spun. Singurul lucru este să nu pierdem norul și să fim conștienți că nu facem pentru noi. Să fim conștienți că facem, dacă facem ceva bine, din voia lui Dumnezeu, că o facem întâi pentru Dumnezeu și după aceea pentru restul, pentru că dacă lucrurile nu stau în această ordine, ele nu merită făcute. E pierdere de timp. Și nu vreau să fac mistică aici, dar am văzut atâtea încercări ratate. Să nu credeți că eu ocolesc în această carte tentativele de resuscitare a unor mișcări de dreapta, mișcări conservatoare sau de naștere a unor acțiuni politice de dreapta. Nu le ocolesc, le spun pe lume. Fără simplu un detalii, pentru că nu m-a interesat să fac o istorie a lor, ci m-a interesat să văd unde a fost eroarea și ce ar trebui făcut. Astăzi, premisele sunt mai favorabile. Dar ele depind de cât de tare este credința noastră, pentru că această credință va duce și la unitatea pe care o reclamă Sorin Larvic. Fără această unitate este puțin probabil că generația noastră va face istorie. Este mai probabil că va fi mistuită de istorie. V-aș fi foarte îndatorat, dacă ați vrea, să trecem de la acest regim monologal la un regim dialogal și să ne stăbiți cu ceva întrebări. Sunt cu